Sărmăluțe, ciucă umplută, friptură de vită la tavă, salată de fructe de mare, pui la cuptor cu ciuperci, pâine în țes, turtă de mălai, prăjituri de toate felurile și gusturile au fost doar o parte din preparatele prezentate de elevii de la profilul de alimentație publică al unităților de învățământ din Olt. Ei au participat la expoziția concurs organizată de Liceul Economic Petre S. Aurelian din Slatina. Elevii au încercat să impresioneze jurul nu doar prin aspectul și gustul produselor, ci și printr-o prezentare cât mai bună. Pentru azi am pregătit o gamă variată de produse de panificație și patiserie, și anume pâine în țes, cornulețe, chec, salam de biscuiți, turtoi și saleuri cu brânză. Venit! Cu un coșuleț făcut dintr-un aluat dulce în care am pus ouă, zahăr, făină de grâu albă, drojdie, puțin praf de copt, le-am frământat, le-am lăsat la dospit, apoi le-am modelat pe un vas de inox îmbrăcat în staniol. Eu astăzi la expoziția culinară am adus sarmale și cu desert carpați. Bun, ia spune-ne cum ai făcut carpați. Păi, în primul rând m-am ocupat de foi, acele 8-12 foi câte putem să punem. Apoi le-am umplut cu ciocolată, le-am lipit și ultima dată l-am finalizat și am dat cu cremă de ciocolată peste și, dacă ați dori, după gust și după preferință, am pus niște alune. Președintele jurului acestei inedite competiții a fost masterchef-ul Radu Zărnescu. El a avut pentru viitorii specialiști în arta culinară câteva sfaturi. Bun, mare parte pot să zic că arată bine preparatele și au dat interesul să le gătească bine, să arate bine. Să zic așa, ca și un detaliu sau o recomandare din partea mea, ce le-am oferit-o, este faptul că sunt cantitățile mult prea mari pentru o expoziție sau pentru un concurs și, bineînțeles, trebuie să folosească o altă bază, în sensul în care farfuriile sunt exagerat de mici, iar preparatele sunt foarte mari. Gradul de ocupare pe farfurii este de 100%. Dacă noi ne punem să mâncăm, noi nu avem loc efectiv pe farfurie din cauza preparatului, nu avem loc de desfășurare pentru furculiță și cuțit. Expoziția de produse culinare organizată de Liceul Slătinean a devenit deja o tradiție. Dacă la început ea avea un caracter local, participații fiind doar elevii unității de învățământ organizatoare, acum invitați să participe au fost toți elevii de la specializările de profil din județ. Cam fiecare an marcăm Ziua Europeană a Gătitului și Alimentației Sănătoase prin organizarea unei expoziții culinare în cadrul unui proiect pe care noi îl desfășurăm de 8 ani. Cine participă la această expoziție? Participă elevii de la profilul turism și alimentație, învățământ profesional, învățământ liceal și învățământ post-liceal. Alături de noi sunt și colegii de la licee din județul Olt, și anume Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu Scornicești, Liceul Teoretic Diaconescu Podcoava, Liceul Tehnologic Văleni, Liceul Tehnologic Izvoare și Liceul Matei Basarab Caracal. Reprezentanții unităților de alimentație publică din Slatina și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Olt consideră astfel de manifestări ca fiind extrem de utile pentru viitorii angajați din domeniu. Industria ospitalității din România trece printr-un moment greu. Ceea ce se întâmplă astăzi la Liceul PS Aurelian este un eveniment care, în opinia mea, potențează eforturile profesorilor, copiilor și, dacă vreți, ale unor instituții, Eurotoc, de exemplu, unde avem astăzi invitat pe domnul președinte Radu Zărnescu, să scoată din mediocritate pregătirea profesională în vederea oferirii de servicii de calitate în industria ospitalității din România. Această manifestare este foarte importantă pentru că România are nevoie de dezvoltare, de dezvoltarea turismului și, bineînțeles, că nu există turism fără alimentație. Toată lumea își dorește în ziua de astăzi o alimentație sănătoasă. Elevii care au îmbrățișat și au ales să vină la Liceul Tehnologic cu pregătire pe artă culinară, îi felicit pe această cale, pentru că sunt convins că va fi o meserie de viitor, întotdeauna fiecare om dorind să mănânce sănătos. Expoziția concurs de produse culinare menită să marcheze Ziua Europeană a Gătitului și Alimentației Sănătoase s-a încheiat cum nu se putea mai bine, cu o demonstrație făcută de masterchef-ul Radu Zărnescu. Acesta a reprezentat premiul oferit participanților de către organizatori.